Acum, cât de mult nu și-ar dori crudități, cruzime, da, să se proiecteze, în 3D era ok. Toată lumea susținea, se întâmpla ceva undeva, toată lumea, da, împotriva sau pentru. Orice s-ar fi întâmplat în 3D pe pământ. Energetic era susținut, da? Da, fantastic. Acum, gata. Orice proiecție nu-și mai are, pentru că e rupt din mintea colectivă, nu e susținută energetic, e susținută doar de un om care de-abia se despachetează ca și mag, ca și alchimist, ca și om de tutti omini. Da? Și nu se mai se susține, doar de-aia am zis, doar atât cât, da? Ce e în mare, nu se susține. Dar de ce nu se susține? Că vreau nu știu ce și nu știu cum, ca acolo, nu știu, da? Pentru că erau scenarii cu război, cu foamete, cu, da? Cu boli, cu tot felul, da? Și era susținut energetic puternic, fricile erau activate, da? Acum gata. Tu faci diferența? Frecvența care? Măi, mai sare așa inima din când în când. Da, atât. Și în 3D cum era? Și săritura cuantică când ai făcut, da, mureai de să-ți ia fundul la orice scârțâit, da? Și orice foșnet și umbră. Săritura cuantică, programelul, ai trecut prin ce ai trecut. Știm cu toții, știi ce faci și unde ești. Așa, și nu mai au susținere. Orice auzi, da? Proiecțiile, totul e dat peste cap, doar, se rezumă doar la sunete, da? Doar la sunete. Se clirui repede, de-aia repede clirui cât poți. Da, repede te trezești, de-aia trezită, trezire. La un moment dat umblai prin... pe afară, prin oraș, adu-ți aminte. Te plimbai și spuneai, trezește-te, trezire. Cum ai fost și tu trezit la rândul tău. Te-ai trezit o dată sau de două ori noaptea, trezește-te. Pe nume ți-a spus, te-a strigat cineva. Tu pe tine te-ai strigat în viitor. Când te plimbai prin oraș, tu strigai. Tu te trezeai pe tine, trezeai pe rudele tale, cine iubiți, iubite și așa mai departe. Mă. Fetele, băieții, mă, cu cine rezonează. Și de aia, pe simțite, văzute, făcute, da? Și întâi se proiectează, da, peste cap, suprapus, doar sunetul, se umblă de la sunet, ăla e dat peste cap, când mai repede, când mai încet. Imaginile sunt așa de repede suprapuse și trecut și dacă tu îți vindeci scrilul, frecvența ta... Nu poate, un fel de n-are nevoie de boli, jale, războaie, foame, te gândăm, nu susține așa ceva, se dizolvă, ajunge la tine doar o experiență personală, săritură cuantică și auzeam aproape în fiecare zi, știi? Ca și cum trebuia să fugi să te ascunzi de bombe. Și eram în altă țară, nu acolo unde se duce războiul. Și parcă se auzea afară. Știi? Încerca să... Da, frica dacă era nevindecată și neașa, se proiecta, activa și în plină viteză și împușcături și explozii și așa mai departe. Nu mai ții, gata, ai ieșit. Ești superbă la... la frecvență, știi? Gata. Cheia sol. Cheia de la frecvență. Da, e ca un portativ muzical. Da? Și cheia sol. Gata. Acolo, astea sunt frecvențele tale. Minunate. Da, e... Da, tema muzicală e superbă. Frecvență, da? Nu mai e treabă, gata. Tot mai bine și mai bine te simți și doar te distrezi, da, intervenție divină. Bun, acolo e.